SUA, lovituri devastatoare pentru Ungaria, s-ar putea elimina scutirea de vize. Washingtonul intenționează să ridice scutirea de vize de care beneficiază cetățenii Ungariei după descoperirea unei fraude ce a permis titularilor de pas subliniere aporte ungare să intre în Statele Unite sub identități false, au informat joi mass media ungare sublinierei americane. Un defect în sistemul de atribuire de pas subliniere aporte în Ungaria a condus la înclecere ale securității, au declarat responsabilii americani citați într-un articol scris în comun de Washington Post sublinierei Direct 36, un sit ungar de jurnalism de investigație, notează AFP. Peste un milion de persoane au dobândit cetățenia ungară începând din 2011 datorită unui proces de naturalizare accelerat stabilit de guvernul naționalist al lui Viktor Orban, la putere din 2010. Majoritatea provin din țările vecine unde terenie subliniere te o minoritate maghiară de 2 milioane de persoane, rezultatul unui tratat semnat după primul război mondial ce a retrasat frontierele Ungariei, notează AFP. Potrivit unui document al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA obținut de Washington Post, circa 700 de persoane non-maghiare au obținut în mod fraudulos pas subliniere aporte ungare autentice subliniere i-au luat identitatea titularilor originale ai acestor pas subliniere aporte. ’65 dintre ele au intrat în Statele Unite sublinierei au obținut permisul de subliniere de referviz de 3 luni acordat cecenilor din 38 de țări. În ciuda cercetrilor Departamentului pentru Securitate Internă de a le descoperi sublinierei deporta, în jur de 30 nu au fost găsite până la sfârșit sublinierei-ul lunii octombrie. Departamentul se teme ce criminalii, inclusiv teror subliniere islam subliniere subliniere spionier subliniere ar fi putut cumpra aceste pas subliniere aporte. Ungaria a fost avertizat ce ar putea fi exclus din programul de scutire de viz dacă problema nu este rezolvată.